Înainte să înceapă videoclipul ăsta, aș vrea să vă informez că a apărut un articol în care se vorbește despre mine, despre viața mea, despre activitatea dinaintea canalului și chiar despre activitatea actuală de pe canal. A apărut pe blogul lui Ale, unde vândem cu căldură să mergeți să-l citiți. Ale scrie și a făcut un articol foarte bine documentat despre mine, cu informații chiar de la sursa originală, adică de la mine. Mergeți, aruncați un ochi la blog pe ea și, bineînțeles, citiți articolul despre mine. Salutare, internet! Bine te-am găsit la un nou episod în care eu desenez doar propunerile care îmi plac mie. Dacă n-aș face o selecție printre propunerile care aterizează la videoclipurile mele, probabil viitoarele clipuri ar arăta ceva de genul ăsta. De asta caut printre sutele de comentarii cu desenează cu p***a și aleg ceva care să fie mai relevant și să poate fi pus pe YouTube ca eu să fac bani. Pentru asta am găsit o serie de comentarii foarte mișto în care mi se cerea să desenez cu sus în jos, adică să încep desenul desenându-l invers și la final să-l întorc. Nu știu sigur dacă trebuia să-l întorc, să-l rotesc sau să-i dau flip, dar o să avem două variantele desenului la final. Să începem! Cel mai bun mod din care pot încep e cu partea de jos, care o să fie, what the f***, stai, care o să fie, bineînțeles, sus, iar de aici de undeva o să plece un fel de copac. Mi-am făcut așa în minte niște calcule despre cum ar trebui să iasă desenul, dar nu știu cum o să iasă desenul. N-am voie să întorc capul, clar, n-am voie să întorc capul, altfel ideea desenului își pierde, mă rog, desenul își pierde complet scopul lui. De a desena invers, nu? O să fie foarte, foarte texturat, o să aibă foarte multe texturi de copac pe el, pentru că copacii au textură de copac. O să fac un copac și mai aproape de cadru, care probabil o să fie mai subțire decât ăla. Chiar o să aibă și niște crengi care întretaie tot ce o să se vadă în spate. Mă rog, și ăsta e copacul din apropiere, foarte aproape de cadru. Asta e un copac într-un fel de mid-ground, unde o să vreau să amplasez și niște boscheți pe care nu știu exact cum o să-i leg de pământ acolo, dar aș vrea să-i pun cumva să șadă pe iarbă, pe orice ar fi acolo. Pe iarbă, v-ați prins. Ca să nu fie atât de gol acolo în spate, trebuie să mai facem un rând de boscheți și în spatele copacului ăsta, ca să egalizăm, nu să egalizăm, să balansăm puțin desenul, ceva în genul ăsta. N-arată foarte rău, adică nu-mi dau seama cum va arăta desenul final. Știu doar că undeva aici o să vreau să facem și un fel de drum care o să ducă cumva până la o potențială cabană care o să fie plasată undeva acolo în spate. Să pun în zona asta niște roci, niște pietre mari care să acopere colțurile astea. Drumul ăla sunt un pic, mă îndoiesc cu privire la el. Și o să mai facem ceva lângă, ca și cum ar avea ceva depozitat lângă cabană. Habar n-am, poate o să fie o cutie de lemn, poate o să fie un loc în care ține ascunse cele mai mari secrete ale lumii, pentru care s-a izolat în pădure să nu găsească nimeni. Cine știe? Și ca orice cabană care se respectă, trebuie să aibă un coș pentru fum. O să fie clar de tot clar, o să fie o pădure de copaci foarte înalți și și pe ăsta îl ducem până acolo, facem și niște crânguțe ciudate, pe aici putem să avem niște rămurele. Aș vrea să plasăm niște munți cumva strategic, aș vrea mult să balansăm desenul ăsta. O să facem niște vârfuri dintre astea și o să schițăm foarte atent pe unde va veni muntele. Și ca schița asta ar fi, arată foarte confuz, mă pierd, mă doare capul când mă uit la asta. Da, o să încep prin a pune destul de mult accent pe pietrele astea, pentru că mi se pare mie că merită destul de multă atenție. După care o să încerc să fac linia asta de aici. O să trag foarte neuniform, pentru că am nevoie să pară că e iarbă.
Iarba v-a prins. Acum trebuie să ne ocupăm de pomul ăsta, copac, pe care o să-l fac așa până la crenguță și de la crenguță aici o să-l spargem așa și o să mai avem câteva detalii în partea asta. Încerc să mențin liniile suficient de subțiri cât să nu pară kitsch și suficient de groase cât să se vadă, ceea ce nu e deloc ușor când te și grăbești, când vrei să iasă ceva bun și când nu știi exact ce rezultat iese după ce depui atâta muncă. Cred că pot să desenez aici cabana asta pe care aș vrea să o păstreze niște linii destul de subțiri pentru că se presupune că e ceva mai departe și n-ar trebui să se vadă pe atât de multe detalii. Începe să mă doară capul de la ideea asta de desen invers. Am impresia că și eu trebuie să gândesc totul invers. Nu prea-mi place, deși acum nu prea mai e de gândit din moment ce am schița și pur și simplu trag niște linii negre peste schiță, dar e un pic stresant, e așa. Aș vrea să încep să trasez liniile copacilor ăstora de care nu sunt prea încântat pentru că știu că trebuie să fie niște linii destul de drepte și eu n-am niciun chef acum să fac treaba asta. Dar trebuie să facem asta. Știți că la matematică sunt o felul de tipuri de linii, linii paralele, linii nu știu, care se intersectează. Eu am creat încă un tip de linii, linii încălecătoare. Liniile încălecătoare au proprietatea ca atunci când ele apar, cum ar fi aici, să te scoată din sărite. Prin asta se deosebesc față de restul liniilor. Începe să mă doară capul, îmi cântă o melodie în cap și nu știu exact ce e. Și încerc aici să mă concentrez. Come on. Dăm pace. Oprim schița originală și schița cu muntele și avem ilustrația necolorată. O să folosesc niște culori foarte spălăcite. În primul și în primul rând o să fac cerul. Va avea niște nuanțe foarte, foarte, foarte deschise de B. Nuanțe de B. E ok? Hai, spuneți-mi că e ok, vă rog. Inițial aș fi avut ideea să întunecăm un pic muntele ăsta în partea de sus, dar din moment ce am mers cu nuanța asta atât de nu închisă, o nuanță destul de vizibilă de mov, mai bine o să iau un mov mai deschis ca să fac partea de ambianță. Știu că asta nu e tocmai cea mai comună culoare de copac pe care ați văzut-o vreodată, dar vreau să redau foarte bine ideea aia de atmosferă. Obiectele mai din depărtare vor fi mai spălate la culoare și mai albastre, mai mov, mai... Na, știți voi cum arată obiectele în ceață. Gen eu când încerc să desenez asta. V-ați prins că sunt în ceață, ha? So don't stay, forget your memories, forget your possible. O să punem câteva culori, începând de la un maro, foarte maro, cam așa. Nu prea-mi plac, deși desenez atât de des, nu prea... Mie nu-mi plac. Doar că-s nevoit să o fac. S-s nevoit să mă prefac că mi-mi plac boscheții. O să încep să ajung, să încerc să intru până în marginile astea, să umplu fiecare colțișor dintre ăla. Tind să cred că folosesc de multe ori aceleași nuanțe și același tip de culori, deși eu nu salvez niciun de culorile, adică nu pot să le selectez pe acelea și la desene diferite. Dar am impresia că atunci când fac în momentul respectiv eu o culoare, seamănă foarte mult cu ce am mai făcut înainte. Ultimele detalii pe care le avem aici sunt niște pietre. Captează un fel de umbre sau ceva de genul ăsta. Nici pe ele, pe pietre nu vreau să mă concentrez foarte tare. E ok, e destul de ok. Ca ultime detalii pe care vreau să le mai adaug o să fie o vinietă. Logo-ul meu, care va fi întors la 180 de grade. Și ca să fie cât mai autentic, am să iau brush-ul. Și chiar o să mă semnez invers pe ăsta. Nu mi-am făcut niciodată semnătura invers, dar am impresia că e așa. Și aici ceva de genul ăsta. În orice caz, desenul e gata. Nu știu dacă mai am, nu cred că mai am nimic să-i fac. Așa că hai să-l întoarcem. Image rotation 180 de grade și... Wow! Ha, ha! Wow! A ieșit...
mult mai bine decât m-aș fi așteptat vreodată. Hai să încercăm și cealaltă versiune a desenului. Înseamnă așa. Și așa. Nu, invers, așa. Asta e semnătura mea. Invers. O să o fac un picuț mai mică să mă ocupe tot ce e aici. E tipul să dăm flip desenul ăsta. Image, image rotation, flip canvas vertical și... BAM! Semnătura nu e cum trebuie, dar e semnătura făcută de mine. Wow, arată încă destul de bine, mult mai bine decât m-aș fi așteptat vreodată să arate. Văd niște mici probleme aici la partea asta verde, dar indiferent cât de bine ar arăta, varianta originală clar e varianta răsturnată. Fără prea multe cuvinte posibile, ăsta a fost desenul de astăzi. Cu siguranță versiunea asta invers e versiunea originală. Mersi tare mult că v-ați uitat la videoclip. Nu uitați că aștept în continuare propuneri dintre astea foarte ciudate în comentarii. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul ăla cu deget mare în sus ca să propulsați videoclipul în secțiunea de recomandate a altor persoane. Abonați-vă ca să primiți o notificare anuală odată la 2 ani când postez videoclipuri. Din nou, deschis la sugestii și propuneri de genul ăsta. Găsiți ambele versiuni ale desenului în descriere. Mă găsiți pe Facebook, pagina oficială și pe Instagram, unde postez niște desene care nu mai apar niciunde altundeva. Merchandise-ul canalului încă este disponibil în linkul din descriere către site-ul celor de la idei3d.ro. Cam atât de aici, eu am fost Dicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine! Pa!